dat arată paratul Cotroceni. Ah! Am înțeles. Le-am înregistrate. Le-am înregistrate. Dacă nu-l prind, să zicem că am treabă și nu prind discursurile și așa, rog, am o vecină, doamna Manuela, care stă toată ziua la televizor și o rog pe ea să-mi înregistreze toate discursurile, toate aparițiile și după aceea fac binging. Bună seara, dragi români și Raed Arafat. Vreau să vă urez de 1 decembrie tradiționalul românesc Alles guten zum Geburtstag Romanien. O Tannenbaum. Mă rog, nu e chiar tradițional românesc, dar urmează să mă pună ăștia șef la NATO și voiam să văd cum se aude în germană. O limbă care s-a bazat total pe gazul din Rusia și acum se preface că vorbește ucraineană. Dar nu vreau să mai vorbim despre gaze, pentru că e un subiect arzător și provoacă balonare. Ha! 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 Umor prezidențial. Vreau să-i asigur pe români că noi vom avea căldură. Și când spun noi, mă refer la noi cei din Palatul Cotroceni. Astăzi sărbătorim Ziua Unirii și mă bucur că sunt alături de voi, dar nu înțeleg de ce nu sărbătorim și alte stații de metrou. Gata, vă rog. Ce mai fac românii mei? Serios, ce mai faceți? Că n-am apucat să vorbim deloc în ultima perioadă. Așa că abia apuc să respir. Fug la golf, apoi ski, apoi o vacanță în Miami, ca tot românul, știți cum e. Deli ar putea să fie președinte. Da, da. După itinerariul vacanțelor? Da. Am rupt cu asta. În această ocazie vreau să vin în fața dumneavoastră și să vedem ce s-a făcut bine datorită mie și ce s-a făcut rău, datorită PSD-ului. Imnul nostru național, Deșteaptă-te române, răsună azi în instituții, în case și unde îmi place mie mai mult, în Transilvania. Dar nu prea se deșteaptă românul. Sună alarma de 30 de ani. Am băgat și ro-alertul, care sună ca un avertisment de autodistrugere, dar degeaba. Românii dorm. Măcar aia din Transilvania au o scuză, nu înțeleg limba. Am pregătit niște glume, sper să vă placă. Le-am spus și lui Vasile Dâncu și și-a dat demisia. Asta a fost doar introducere, stai. I-aș fi spus și lui Iliescu câteva glume, am cum 20 de ani. Da, da. Bună! Eterna ură. Când era domnul Iliescu bătrân. Glumele mele, că mă iau cu vorba și le uit, după aia pare că bâșbâi, că nu știu ce vreau să zic. Și eu știu întotdeauna ce vreau să zic. Doar că nu zic. Mulți spun că vorbesc foarte lent atunci când mă adresez poporului. Cum a să mă ierte Dumnezeu? Mă cheamă Iohannis. Nevasta mea e profesoară de engleză. Cum vă așteptați să vorbesc română până la urmă? Chiar și așa vorbesc mai bine decât doamna Grappini, care nu e marcă de suc, e politician român. Pentru cei ce-și pun întrebarea, eu cu cine votez, nu vă mai puneți. Pentru că acum, indiferent cu cine votați, partidele se vor uni între ele și vom guverna cu toți împreună. Politicienii români și-au luat toți doctorate, astfel încât putem începe să dăm premii Nobel.
Nobelul pentru chimie merge la PSD. Pentru formula vieții eterne testate pe Ion Iliescu. Nobelul pentru fizică, PNL. Pentru abilitatea de a se uni cu partide cu ideologii complet diferite, doar ca să rămână la guvernare. Nobelul pentru pace merge la USR. Pentru că fiecare român își zice, lasă-mă în pace și cu aia. Bineînțeles, un Nobel și pentru UDMR. Voi ce? Clasa noastră politică nu prea are clasă. Premiul Nobel. Are așa puțină clasă că, prin comparație, Diana Șoșoacă pare o lady, Gigi Becali pare fondatorul Black Lives Matter, iar Chelu, membru LGBT. De 8 ani o sugeți voi cu mine. Bun, mergem mai departe. Văd aici și pe Delea, cântăreața noastră națională. Piesa mea favorită de la tine este Dă-le, acadele, dă-le, dă-le, acadele. Probabil pentru că doar atât ne permitem să dăm românilor în perioada asta. Costel. Da, bună ziua, domnule. Cum să nu-l știi pe Costel? Cum să nu-l știi pe Costel? Scuze, am scris din greșeală ce-mi zicea producția când am întrebat cine... Cine-i băiatul cu aliură de profet ex-croc? Astea, asta, oameni buni, au fost pentru mine doar glume. Ce nu e glumă e că mi-ar plăcea să ne privim puțin în oglindă și să observăm că încă suntem bine. Hai să ne curățăm de praf, să prindem puțină încredere și să reaprindem luminița care ne strălucește în ochi. Nu trebuie să facem România nici mare, nici bine făcută, nici să o trezim, trebuie doar să o facem pe placul nostru. Un loc în care să ne bucurăm de viață și pe care să-l numim acasă. Ridică-te, România! Mulțumesc! Bravo, mă! Bravo!